În câteva minute, prima declarație de presă a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, după rezultatele numărătorilor, au fost numărate mai mult de 99% dintre buletinele de vot. Maia Sandu intră în turul al doilea așadar, la o mare distanță de candidatul susținut de Rusia, Alexander Stoianoglo, pentru referendumul privind modificarea Constituției în vederea aderării la Uniunea Europeană. Aici lucrurile au cunoscut o schimbare importantă în această dimineață datorită votului moldovenilor din diaspora. Există posibilitatea modificării acestei Constituții pentru ca Moldova să adere la Uniunea Europeană. O diferență de peste 10.000 de voturi între cei care se pronunță în favoarea aderării la Uniunea Europeană și cei care sunt împotrivă. Tendința era aseară inversă, tabăra anti-Uniunea Europeană avea un avans. Motiv pentru Kremlin să comenteze rezultatele de astăzi este o anomalie. Cum se poate schimba tendința într-o perioadă atât de scurtă, spun purtători de cuvânt ai Kremlinului. Evident, Moscova foarte nemulțumită de faptul că acest referendum pentru modificarea Constituției, pentru aderarea țării la Uniunea Europeană, are, iată, potrivit rezultatelor aproape finale, câștig de cauză. Și frustrare mare în rândul activiștilor pro-europeni. Una dintre reprezentantele acestor activiști, intervievată de un post de televiziune din Republica Moldova, spune: îmi pare tare rău că acești oameni care au votat împotriva aderării la Uniunea Europeană au pașapoarte române și merg în Uniunea Europeană. Fac bani acolo, așteaptă indemnizații pentru copii, dar votează nu. Maia Sandu, care va vorbi în doar câteva secunde, pentru că declarația de presă este anunțată pentru ora 14, a anunțat deja, a spus deja că a existat o tentativă majoră de fraudă la aceste alegeri. Rusia a aruncat în piață milioane de euro pentru a-i convinge pe cetățeni să voteze împotriva aderării la Uniunea Europeană. Scopul Rusiei a fost acela de a cumpăra peste 300.000 de voturi la aceste alegeri. Maia Sandu vorbește despre experiențele personale, despre tentativele de discreditare ale propriei ei familii de către mașineria de propagandă a Kremlinului. Acesta este cadrul de la care o veți vedea pe Maia Sandu în doar câteva secunde, vorbind despre rezultatele aproape finale ale alegerilor din Republica Moldova. Până atunci, îi mulțumesc foarte mult fostului ministru al apărării din Republica Moldova, domnul Anatol Șalaru, în legătură telefonică directă. Bună ziua, domnule Șalaru, mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Îl salut și mulțumesc domnului Dorin Popescu, analist de politică externă. Bună ziua, domnule Popescu, vă mulțumesc și dumneavoastră. Bună ziua și eu vă mulțumesc. În așteptarea declarației președintei Maia Sandu, domnule Șalaru, prima întrebare este pentru dumneavoastră. Cum vede Chișinăul în momentul acesta rezultatele referendumului, pentru că despre el vorbim cu precădere, o schimbare a tendinței care este posibilă datorită votului din diaspora al moldovenilor care locuiesc în afara granițelor țării, în Europa Occidentală cu precădere? Întotdeauna diaspora a salvat guvernarea pro-europeană de la Chișinău, fiindcă Rusia și-a dorit întotdeauna să aibă un guvern pro-rus, un guvern obedient care să execute ordinele de la Moscova. Ce s-a întâmplat acum la aceste alegeri este un atac fără precedent. Este o operațiune specială derulată de Rusia, menită să zădărnicească referendumul, să eșueze acest referendum și să ca Maia Sandu să piardă, să nu câștige o majoritate în primul tur de alegeri. Și la început s-a răspândit zvonul, au anunțat că prorușii vor boicota referendumul. Guvernarea nu a întreprins niciun fel de măsuri, deci a crezut această dezinformare venită de la Moscova. Și până la urmă toți prorușii au ieșit și au votat nu la referendum și din cauza aceasta este un număr atât de mare. S-au culcat pe ureche, au crezut că dacă e nevoie doar de 33% la prezența la referendum și sunt sigur că vor avea o majoritate. Dar n-a fost să fie din mai multe considerente. În primul rând vreau să menționez că o bună parte dintre unioniștii din Republica Moldova ori nu s-au prezentat la referendum, ori au votat nu. Și aici vina o văd a lui Iohannis, care
a lăsat, a renunțat la unioniștii moldoveni, nu s-a lucrat cu ei, nu s-a discutat cu ei, nu le-a fost explicată care este situația, s-au transmis mesaje publice de undeva, dar care nu și-au atins scopul. Iar actuala guvernare nu a avut un dialog cu unioniștii. Și dacă vrem să știm, în sondaje sunt aproape 45% de unioniști în Republica Moldova. O bună parte au votat la referendum cu Maia Sandu, dar o bună parte, și eu am discutat cu unii dintre ei, au refuzat categoric să iasă la vot. Și motivul lor a fost că România ne-a trădat, noi trebuie să ne unim cu România, să nu mai tergiversăm încă 10, 20, 30 de ani, fiindcă situația se poate schimba oricând. Iar Klaus Iohannis nu a fost, nu a avut niciun dialog, nicio adresare, nicio discuție cu acești oameni. Și este de este răspunderea lui să țină cont de politica externă pe care România o duce în Republica Moldova. S-au dat bani, s-au făcut investiții, cele mai mari investiții au venit în regiunile care au votat nu la referendum și pentru candidatul Rusiei. De aceea eu cred că în turul 2 Maia Sandu va câștiga, fiindcă așa s-a întâmplat și la ultimele alegeri, când în turul 2 a fost o mobilizare extraordinară. Au ieșit la vot mult mai mult decât au fost în turul 1. Dar pentru asta e nevoie de câteva condiții. În primul rând, PAS-ul trebuie să se reformeze și Maia Sandu să-i trimită undeva în altă parte pe cei care au compromis cel mai mult PAS-ul și pe Maia Sandu. Oameni din numele cărora este legată creșterea prețului la gaz, la energie electrică, învinuiri de corupție, și acești oameni au fost în primul rând. Au fost în prima linie, au fost vizibili și era clar că oamenii și-au pierdut încrederea în actuala guvernare. Am discutat cu profesori de la țară, am discutat cu oameni, cu intelectuali și cu ziariști, care au spus, da, noi vom veni la referendum și vom vota pentru Maia Sandu, dar la următoarele alegeri parlamentare nu vom mai vota cu PAS-ul. Și aici este cea mai mare problemă pe care o are astăzi Republica Moldova. PAS-ul nu poate constitui o majoritate care să-i asigure guvernare lejeră, pro-europeană. Deci urmează vremuri complicate. Ați adus în discuție atâtea subiecte interesante. Reținem ceea ce spuneți despre lipsa de implicare a președintelui Klaus Iohannis. Cum vi se pare, domnule Popescu, această teză? Subscriu în particular și subscriu la modul general că lipsa de implicare a președintelui actual al României a fost evidentă pe mai multe dosare de politică externă. Nu vreau să comentez mai mult, că nu este cazul acum, în sensul că avem alte subiecte fierbinți, delicate și importante pentru destinul României și al Republicii Moldova. Dar este cert această lipsă de implicare, nu doar a domniei sale. Autoritățile statului român trebuie să facă mai mult pentru a susține cu adevărat în mod plenar și multivectorial opțiunea europeană a Republicii Moldova. Mult mai mult. Trebuie să facem un marketing politic de proporții acolo și să avem coloană vertebrală, să avem asumări, să avem responsabilități și să calculăm pragmatic modul în care România obține imaginea la nivelul populației Republicii Moldova, imaginea în oglindă a sprijinului uriaș pe care România îl acordă. Una la mână. A doua la mână, referendumul. Vrem, nu vrem, este o victorie. De acum încolo, în perioada imediat următoare, autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, respectiv Curtea Constituțională a Republicii Moldova, va fi obligată să pună în practică și va pune în practică hotărârea majorității cetățenilor Republicii Moldova care a optat pentru da la referendum, de a se înscrie aderarea europeană a Republicii Moldova ca obiectiv strategic în documentul constituțional fundamental al Republicii Moldova. De acum încolo, Republica Moldova nu va mai depinde de toanele unui președinte, unui parlament. De acum încolo, aderarea, integrarea europeană a Republicii Moldova va reprezenta un obiectiv strategic. Nimeni altcineva nu va putea, modifica în perioada următoare decât pe baza unui instrument similar, respectiv în parlament, cu o resursă umană și politică adecvată sau printr-un alt referendum constituțional. Deci iată că avem un obiectiv îndeplinit.
integrarea europeană a Republicii Moldova va reprezenta obiectiv strategic înscris în Constituția Republicii Moldova. A doua chestiune, au fost create premize pozitive, totuși pentru victoria Maia Sandu în turul al doilea, dar pentru ca victoria aceasta să se producă, sunt necesari, într-adevăr, încă vreo câțiva pași concreți, printre care o mobilizare suplimentară a diasporei și crearea tuturor posibilităților legale, juridice, logistice, pentru ca toți cei care doresc să-și exprime un vot plenar pentru un președinte pro-european în Republica Moldova să o poată face, astfel încât la secțiile de votare unde au mai rămas în continuare oameni care la acest tur de scrutin nu au putut vota, să o poată face în cunoștință de cauză peste două săptămâni. Am o evaluare pozitivă legată de faptul că Renato Usatăi, care într-un fel sau altul va intermedia ca arbitru, da, fiind de pe locul 3, distribuția voturilor, ca să spun așa, în turul al doilea, am o liniște legată de faptul că Renato Usatăi a dezvoltat mai multe acțiuni ostile împotriva lui Alexandru Stoianoglo în perioada următoare și ca atare aș exclude posibilitatea unui sprijin politic și public direct din partea lui Usatăi către Stoianoglo, ca atare mobilizarea diasporei, asigurarea suportului logistic necesar pentru ca diaspora să voteze în continuare masiv pentru candidatul pro-european și cel puțin o abținere în spațiul public al lui Renato Usatăi de la a-i sprijini în mod direct pe Stoianoglo, toate aceste lucruri vor putea crea cadrul necesar pentru ca al doilea pariu geopolitic al alegerilor, respectiv securizarea funcției de președinte cu opțiune pro-europeană să fie îndeplinit. După care vom veni și la pasul 3, alegerile parlamentare din 2025, când într-adevăr până atunci este nevoie de foarte multe lucruri care trebuie făcute astfel încât orientarea pro-europeană a Republicii Moldova să fie să-și construiască al treilea cap de post și la alegerile parlamentare. Eu sunt optimist. Ceea ce mai trebuie încă 30 de secunde este ca autoritățile Republicii Moldova să ia toate măsurile pentru a limita repetarea tentativelor de destabilizare a exercițiului democrației din Republica Moldova de către autoritățile din Federația Rusă și a coaliților din Republica Moldova. Trebuie să limiteze tentativele ce vor avea loc și cu ocazia turului 2 al alegerilor prezidențiale și să prevină apariția unor elemente provocatoare și destabilizatoare care ar putea conduce la degradări imediate ale situației de securitate din Republica Moldova. În privința alegerilor prezidențiale, până acum s-au numărat, vă spuneam, 99,37% dintre voturi, Maia Sandu 42,30%, Alexander Stoianoglo, susținut de Rusia, 26,07%, pe locul 3, Renato Usatăi, despre care spuneați că ar putea să devină un arbitru, 13,80%. De unde va, cum își va extinde bazinul de vot în turul al doilea, domnule Șalaru, Maia Sandu, în condițiile în care mașina de propagandă a Rusiei este foarte puțin probabil să se oprească acum? Dimpotrivă, Kremlinul spune că sunt anomalii în numărarea voturilor, că e dubios felul în care a crescut numărul de voturi în ultimele ore. Ce ofensivă credeți că pregătește Kremlinul? Eu am mari îndoieli în privința deciziei pe care o va lua Renato Usatăi, ținând cont de faptul că înainte de campania electorală el a primit o donație din Rusia de 2 milioane de euro, ceea ce înseamnă că el este dator cuiva în Rusia. Nu știu cui și nu știu cine este în spatele acestei donații. În al doilea rând, la ultimele alegeri prezidențiale s-a întâmplat același lucru. Practic, în primul tur, Maia Sandu a luat mai puțin decât Dodon, dar mobilizarea diasporei și mobilizarea cetățenilor de Republica Moldova au venit în număr mult mai mare în turul 2 decât în primul tur. I-a adus victorii Maia Sandu. În prezent este același lucru, dar noi deja vedem că Rusia și-a format niște structuri foarte bine organizate în Republica Moldova, foarte disciplinați, 80% din, sau poate mai mult, din unitatea teritorială administrativă găgăuză au votat împotriva referendumului și pentru un candidat pro-rus. În Transnistria au venit foarte mulți, era practic blocată zonele de drumurile de trecere spre secțiile de vot din dreapta Nistrului. Au venit și au votat așa cum li s-a spus. La unii li s-au oferit bani, alții au venit fiindcă
erau datori. Și în prezent, unica opțiune pe care noi o vedem este ca guvernarea, organele de forță din Republica Moldova, să ducă până la capăt dosarele pe care le-au pornit împotriva oamenilor care s-au făcut vinovați de trădare de țară, care au organizat aceste rețele, care au băgat foarte mulți bani, au cheltuit mulți bani adus din Rusia în această campanie electorală, ca legătura între acești oameni care execută și cei care le trimit banii să fie întreruptă. Deocamdată, SIS-ul și Ministerul de Interne nu a reușit să facă acest lucru, fiindcă sunt depășiți, pur și simplu. Doar SOR are un buget mai mare decât are SIS-ul. În spate stau instituții serioase din Rusia, FSB-ul, GRU, alte organizații, instituții de spionaj. Sunt Ministerul de Externe. Și ceea ce declară acum Peskov sau Maria Zaharova este echivalent cu candidații de la noi care au luat 0,5% la acest scrutin și după aia declară că le-a fost furat votul, că de fapt mult mai mulți au votat pentru ei. În Republica Moldova sistemul electoral este în așa fel făcut încât nu poate fi fraudat. Și nu s-a demonstrat, nu s-a găsit niciun caz de fraudare a votului. Votul se fraudează până la alegeri. Uh-huh. Iar până la alegeri au fraudat cei care au votat cu Partida Rusă. Cu bani, cu șantaj, cu tot felul de excursii organizate la Moscova, cu carduri de la băncile din Rusia. Și guvernarea nu a înțeles până la urmă cum trebuie să lupte cu această ofensivă pe toate palierele din Rusia. Nu a înțeles, n-a avut capacitatea suficientă și au fost și anumite greșeli când oamenii s-au răzbunat pe Maia Sandu pentru greșelile pe care le-a făcut guvernarea PAS, nu Maia Sandu. Adică Maia Sandu și-a executat, și-a îndeplinit cu onoare și cu demnitate obligațiunile pe care le-a avut. A atras atenția întregii lumi asupra Republicii Moldova, a stabilit relații foarte bune cu Uniunea Europeană, cu țări membre a Uniunii Europene, cu Statele Unite, dar problema este că guvernarea, spre deosebire de Șor, care le-a dat bani în buzunar acestor oameni, guvernarea nu a performat și nu a reușit să convingă oamenii că ajutoarele pe care le-au primit, că situația care s-a îmbunătățit vine din Rusia. Cetățenii văd prețuri mari la gaz, prețuri mari la energie, scumpiri pe toate liniile și ei leagă această scumpire, această situație cu activitatea guvernului. Asta i-au reușit Moscovei să inoculeze ideea că vinovat de creșterea prețului la gaz este Maia Sandu și guvernarea și nu Rusia care a mărit foarte mult prețul la gaz. Ei, unii de aici cred că nu războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei din cauza crizei mondiale. Nu Rusia este vinovată de embargo pe care l-a impus produselor din Republica Moldova, ci actuala guvernare. De aceea, de contrapropaganda rusă trebuie să se ocupe profesioniștii, nu amatorii. De exemplu, unul din oamenii cheie care se luptă cu contrapropaganda este și controlează o casă de sondaj Watchdog. Și Watchdog-ul a făcut un sondaj în care Maia Sandu câștiga alegerile prezidențiale cu 30% și referendumul trecea la fel, cu un procent foarte mare. Nefiind conștienți de faptul că, sau poate întâmplător au făcut, sau intenționat, au mărit procentul ca să știu să creeze o stare în societate că tot este ok și noi vom câștiga și guvernarea își face datoria. Este o problemă care nu ține doar de PAS, fiindcă ceea ce se va întâmpla dacă PAS-ul pierde alegerile parlamentare ne afectează pe toți, nu doar pe unii politicieni care zic că noi ne asumăm răspunderea pentru asta. Și pe noi nu ne călzește faptul că un politician nu va nimeri în Parlament. Noi avem o problemă. Domnule Șalaru, vă întrerup, o ascultăm pe Maia Sandu, vorbește în direct acum. Celor care ați ieșit la vot. Drag moldovean, dragă moldoveanca, fie că ați votat la Soroca,
la Chișinău, la Ștefan Bodă, la Milano, la Dublin, fie că ați votat la primele ore ale dimineții sau seara târziu, fie că ați votat la nord sau la sud, voi ați decis că Moldova trebuie să meargă spre pace, spre bunăstare. Determinant a fost fiecare vot. Și din țară și din toate colțurile lumii, toate voturile au fost la fel de importante. Ieri și azi s-a demonstrat că sintagma fiecare vot contează nu sunt vorbe goale. Le sunt recunoscătoare tuturor cetățenilor care au mers la vot și au spus liber ce își doresc pentru Moldova. Peste 1.560.000 de oameni au mers la secțiile de votare. Diaspora a arătat că rămâne conectată la țară, indiferent la câte mii de kilometri distanță și-a făcut noua casă. Peste 240.000 de concetățeni au votat în afara țării și nu au lăsat soarta tuturor pe mâna celor care o vând. Datorită vouă, Moldova din nou și-a salvat democrația și cursul spre progres. Suntem un tot întreg, suntem o familie. Datorită vouă, dragi moldoveni, am câștigat prima bătălie dintr-o luptă grea de care atârnă soarta țării noastre. Noi am luptat corect și am câștigat corect într-o luptă nedreaptă. Pe de altă parte, ce s-a întâmplat ieri, dar și în ultimii 2 ani, este un atentat asupra democrației și libertății poporului nostru. Un atentat asupra aspirației poporului nostru de a fi parte a familiei europene a păcii. Dușmanii poporului nostru își doresc o Moldovă divizată, speriată, își doresc ca moldovenii să se îndoiască de puterea și unitatea lor. Bandiții, care vor cu orice preț să revină la putere, au vrut să folosească democrația ca pe o slăbiciune. Dar moldovenii s-au unit și au rămas drepți. Ținta lor de a cumpăra 300.000 de voturi, documentare de către instituțiile statului, a 150.000 de oameni plătiți pentru vot, arată că trebuie să privim cu atenție unde s-a greșit și să învățăm din acest atac mizerabil asupra suveranității noastre. Din păcate, sistemul de justiție nu a reușit să facă suficient pentru a combate furtul și coruperea voturilor. Și aici va trebui să tragem linia, să corectăm unde am greșit și să învățăm lecția. Am înțeles mesajul dumneavoastră, știm că trebuie să facem mai mult pentru a combate corupția. Acum însă, unicul mod în care ne putem apăra democrația este votul. Acesta este apelul meu către toți cetățenii. Doar prin vot putem preveni un dezastru. Vă sunt recunoscătoare tuturor pentru că ieri v-ați spus cuvântul și ne-ați arătat calea pe care o vreți pentru Moldova. Pentru ca toate aceste eforturi să nu fie zadarnice, pentru a nu pierde ce avem, avem datoria să asigurăm o mobilizare generală la vot. Mai avem o bătălie de dat. Mă adresez tuturor celor care au votat da la referendum. Ca acest vot să conteze, trebuie să învingem în fața acestui atac masiv la adresa cursului nostru european. Mă adresez cetățenilor care au votat pentru Octavian Țicu, Andrei Năstase, Tudor Ulianovski, Ion Chicu. Respect votul dumneavoastră și vă mulțumesc că l-ați exprimat. Aceasta înseamnă democrația. Și avem împreună același obiectiv. Cu toții trăim în Moldova și avem responsabilitatea să păstrăm ce avem.
Viziunea noastră europeană trebuie să devină un scut împotriva agresiunii. Diferențele dintre politicieni să le lăsăm pentru după alegeri. Să ne rezolvăm nemulțumirile și reproșurile când știm că democrația și cursul european nu mai sunt în pericol. Mă adresez celor care l-ați votat pe Renato Usatu. Știu că avem diferențe de opinii, dar totodată știu că și voi, ca și mine, nu vreți revenirea bandiților la putere. Bandiți care vin pentru a pune mâna pe tot, aș face propriul regat în țara noastră și a se răzbuna pe oricine le stă în cale. Puterea este, în adevăr, în mod evident. Și adevărul este că și eu și voi... Patronii din industria alimentară sunt foarte supărați și își cer înapoi dreptul de a mări prețurile. Toată povestea asta cu plafonarea despre care vorbește ministrul Agriculturii enervează peste măsură pe angajații din industria alimentară. O eventuală extindere a plafonării adaosului comercial pentru toate produsele este nejustificată și foarte păgubitoare. Nu există niciun argument care să o fundamenteze, consideră Federația Romalimenta. Avem o legătură directă cu domnul Feliciu Parastiv, este reprezentantul comercianților mici și mijlocii. Bună ziua, domnule Parastiv, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Ce poate să însemne această mișcare de revoltă a patronatelor din industria alimentară, care s-au săturat de ideea fixă a plafonării pe care o tot exprimă ministrul Agriculturii? Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor noastre, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Tot auzim de plafonarea asta, toată lumea vorbește de ea, dar nimeni nu se uită ce efecte secundare poate să producă pe piață. Și noi am identificat 4 efecte secundare majore. Primul ar fi efectul de waterbed, de saltea de apă, adică așa cum am văzut și la OUG67 pe 2023, care a plafonat numai vreo 21 de grupe de produse, a dus la scumpire în zona produselor neplafonate, în zona detergenți, cosmetice, produse de hârtie, de uz casnic. Ce s-ar întâmpla acum dacă plafonăm toate produsele? A doua problemă importantă este faptul că s-ar putea să dispară produsele românești de pe rafturi. În sensul că anumiți retailer s-ar putea să aleagă să listeze produse făcute în afara țării, inscripționate în românește, tot în regulă. Adică telemea românea, nu o să scrie că e făcută, făcută nu e. Dar nu o să mai fie telemeaua românească pe raft, o să fie telemeaua franțuzească sau belgeană sau nu mai știu de unde, care nu e plafonat. Mm. Al treilea și cu preț mult mai mare, evident. Sigur că da. Al treilea impediment este că noi, comercianții, încă nu știm și nu avem de unde să știm care sunt produse procesate în România și care nu. Dacă mâine intră în vigoare propunerea asta de legislativă, noi avem scris pe produs doar atât, Made in UE. Noi nu știm dacă e făcut în România sau e făcut în afara României. Iar al patrulea lucru și cred că cel mai important este dezechilibru pe care îl aduce pe o piață concurențială intervenția asta brutală. Prețul trebuie să fie stabilit doar de relația dintre cerere și ofertă, de acest raport, nu de alte intervenții. Pentru că se produc dezechilibre în toate industriile implicate. Dezechilibre de pierdut în final au tot consumatorii, pentru că nu există nimeni care să nu consume detergent, chiar dacă oamenilor politici li se pare așa sub demnitatea lor să vorbească despre detergent, ar fi bine să înțeleagă că e o chestiune care preocupă, care interesează. Într-o țară care, domnule Parastiv, pentru a 7-a lună consecutiv este lider la inflație în Uniunea Europeană, avem o creștere a prețurilor de peste 4%, e o creștere enormă față de ritmul în care cresc prețurile în alte țări din Uniunea Europeană. La ce va duce încrâncenarea asta a patronilor din industria alimentară? La un refuz al dialogului cu guvernul? Vor refuza să audă refrenul legat de plafonare al ministrului Agriculturii? Ce se va întâmpla? Adică se vor răzbuna tot pe consumatori, tot pe noi? Din păcate, patronatele nu-și doresc lucrul ăsta și își doresc un dialog, dar doresc să fie și ascultate pe de-o parte.
Pentru că degeaba mergem la discuții și nu ne ascultă nimeni și nu ne înțelege nimeni. Și în continuare facem aceleași lucruri. Noi propuneam ca plafonarea asta de pe UG67 să rămână în vigoare cum e acum până la sfârșitul anului, iar de acolo, de la începutul anului următor, să lăsăm prețurile libere să se așeze după principiul clar al democrației, cerere și ofertă. Unde vedem că avem preț mare? La ce produs avem preț mare? Dom'le, avem preț mare la carnea de porc. Păi, hai să facem o investiție, hai să găsim pârghii prin care să creștem mai mult porc în România, să avem o carne de porc mai ieftină. Asta e secretul, asta e rețeta. Dacă noi importăm 80% din carnea de porc din Europa, oricât am plafonat-o noi suntem tot la mâna jucătorilor de pe piața cărnii de porc din Europa. Dacă am produce noi 80% din carnea de porc pe care o consumăm, da, prețul ar fi la noi, în curtea noastră. Mulțumesc mult, domnule Feliciu Parastiv, pentru intervenție. Scurtă pauză și ne întoarcem. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, sună mobilizarea pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Doar prin vot putem preveni un dezastru, spune Maia Sandu, clasată prima în voturile moldovenilor. Ea intră în turul 2, vă spuneam, cu Alexander Stoianoglo, susținut de Moscova. Aflați mai multe pe parcursul zilei despre evoluțiile politice pe B1 TV. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne revedem mâine de la ora 12 la News Pass. Să aveți o după amiază liniștită.